Puteți să mă mai urmăriți pe internet cu o piesă pe care am introdus-o la Eurovision și vă care și înainte, succes. Exact. Acum o să rup pe colegii mei că am adus vorba și am ajuns unde vroiam. Să punem melodia despre care vom începe noi să vorbim. My Facebook Girl se numește. Foarte mulți prieteni de mei mi-au zis că amatorazna, cum poți să scrii despre așa ceva, un subiect legat de internet. Asta înseamnă că a luat-o internetul razna. Da, luat-o internetul razna. Deci e o poveste... E mai tare decât Google, aproape. Da. E o poveste de dragoste între doi oameni care s-au cunoscut pe Facebook. O poveste simplă, normală, o poveste foarte des întâlnită. Adică nu e nimic vulgar sau ostentativ în povestea mea. Pur și simplu o poveste. Piesa aceasta este la Eurovision. Puteți să o votați în noaptea de Revelion. Da, surprinzător, noaptea de Revelion, ați auzit bine. Noaptea de Revelion, da, pe forumul TVR. Dar încă ceva. Pe site-ul TVR. Când veți afla ordinea de a intra în concurs? Cred că pe 1 sau pe 17 decembrie, nu știu exact. Bine, acum pot fi un pic cârcotașă sau nu știu. Mă gândeam că dacă cineva cunoaște numărul la care poate vota, poate să nu fie în fața televizorului și să voteze. Și asta e adevărat. Dar bine, până la urmă treaba mea e să știi să-mi fac, să cânt acolo și să văd ce se mai întâmplă. Adică sunt artist. Probabil că multe bătării se vor da pe net. Acum știi, s-ar prieteni... putea să cânti în 2011 sau în 2010. Sau în 2010, da, aici n-am venit să știu. Piesa este de o simplitate maximă, chitară, tobă și voci. Fără la care sună foarte da, bine. Da, sună bine, mi-mi place, nu are nimic spectaculos. E un fel de îndemn la normalitate din partea artistului Dan Helciuk, știi? Și fără prea multă ostentație, fără sunet electronic, în exces. Fără foarte multe lucruri complicate. Fără lucruri complicate, da, până la urmă. Simplitatea ar trebui să transmită cel mai bine mesaj. Deci, da, deși piesa nu e simplă, adică nu e de parc, știi? Și chiar dacă, acum intervin, chiar dacă sunt sute de comentarii care spun că melodia ar fi într-un fel sau altul, chiar tu ai declarat și cine vrea are în timp de 10 ani, cred că 5 albume aveți, nu? Da, Spital 5. De urgență, unde găsiți mesaje de cele mai diverse. De cele mai diverse și piese de dragoste încă de pe primul așa album. Așa că nu are cum să fie justificat un comentariu de genul că melodia sau artistul nu este capabil. Da, sau este piesa nu mă reprezintă ca artist sau nu mi se potrivește. Acum că place sau nu altora, asta se va vedea. Da, sau dacă va merge sau nu la Eurovision, la fel. Da. Dar, în orice caz, e foarte controversată și din cauza faptului că e foarte simplă. Și mulți se plâng de lucrul ăsta, dar este un concept. Eu pe Facebook, unde sunt destul de activ, pe Dan Helciuk și pe Spitalul de Urgență, i-am tot îndemnat. Mă, ascultați, în caz că n-ați auzit, nu știu, ascultați Alexis Murdoch, ascultați Jason Mraz, ascultați John Mayer, știi? Artiști care cântă... Și se vadă că nu e deloc întâmplător. Da, artiști care cântă o muzică aparent simplă, dar nu este simplă deloc, știi? Și o muzică oarecum acustică, tradițională. Și cum ai spus, vorbeam în redacție înainte să intrăm, e o poveste și asta e important. Nu sunt doar niște cuvinte aruncate pe un rit. Nu sunt I love you, where are you? Nu, pur și simplu, my Facebook girl. Știi? Chiar m-a întrebat cineva pe Facebook să fac un concurs. Dacă aș vrea să fac un concurs, who is your Facebook girl sau Facebook boy? Știi? Înțeleg? Cine este băiatul tău de ar pe Facebook? Ar fi interesant. Iubita ta de pe Facebook. Da, ar fi interesant. E o poveste. Pur și poveste și până la urmă trebuie să recunoaștem că Facebook a devenit pentru mulți foarte important. Adică la prânz păi și seara și dimineață. Venit ideea. Da. M-am surprins atât de mult pe Facebook, chiar cu oameni pe care nu i-am întâlnit niciodată în realitate și care comunic ca și cum ar fi, știi? Ca și cum ar fi Stiliana. Ca și cum v-ați fi... da, o posibilă soră. La o televiziune pe net. Da, ca și cum a stat unul lângă celălalt. Și atunci, de ce nu? Why not? Un și e un mesaj care se adaptează foarte bine celor din jurul da, ăsta. Da, corect. Spuneam, că și care vorbește despre normalitate obicei. Chiar pe internetul pare anormal pentru cei de peste 40 de ani, să spunem, știi? Nu garanta asta, că vei nu fi garantez, surprins. Nu, dar sunt mulți care spun, domne, internetul este foarte rece și nu se comunică. Într-un fel au dreptate, într-un fel au nu. Dreptate, într-un fel, da, dar într-un fel nu. Pentru că Facebook-ul, de exemplu, încă mai este un site interactiv destul de interesant. Adică vedem noi... ce e Facebook-ul și unde ajunge după o scurtă pauză.